Comedia a luat sfârșit pentru Cătălin Bordea. Actorul a fost surprins de paparații plângând în pădurea Băneasa. Vizibil bulversat și întristat, pare că problemele din ultima perioadă l-au afectat extrem de mult. Supărat, bulversat și cu lacrimi pe obraj. Așa a fost surprins Cătălin Bordea în pădurea Băneasa după tura sa obișnuită de alergare. Divorțul de Livia, trădarea lui Spike, dar și moartea recentă a mamei sale și-au pus amprenta pe actor. Așa cum se poate observa în imaginile surprinse de paparații de la Cancan. Bordea a încercat în ultima perioadă să se țină tare și să nu cadă pradă sentimentelor apăsătoare. Însă în spatele comediantului Bordea se află omul Bordea, care la sfârșitul zilei își dă jos masca zâmbitoare și se afundă în problemele vieții. Un alt element surprinzător este faptul că actorul a venit la bordul bolidului de lux pe care l-a confiscat de la fosta soție.